Acum 2 zile am observat pe cea mai bună pagină de Instagram cu știri youtuberești, și anume Gazeta YouTube, pe care recomand să urmăriți și voi știrea asta. La povești cu Jimmy fură poveștile și stilul. Ulterior, când am ajuns la mine la secție, la departamentul de justiție youtuberesc, verificam corespondența și am observat că lumea era curioasă ce părere are justii, ziarul despre asta, prezentându-mi cazul, despre care m-am decis să vorbesc astăzi, eu fiind cel mai avizat om care să-și dea cu părerea despre acest așa zis păcat. Scrie și aici în comentarii dacă nu mă credeți. De altfel, la povești cu Jimmy m-a furat și de la mine, atât conținutul cât și stilul, precum a furat și de la De Vorbă cu Adânc. Cum așa? În 2017 eu urcam clipurile astea. Caracterele mele aveau ceva aparte, corp de stickman. În 2018, oare cine și-a făcut canalul pe care a început să posteze, iar personajul principal al lui, cât și alte personaje, aveau și au tot corpuri de stickman. La fel ca ale mele, și face conținutul tot într-un stil comic, cu povestiri, cum făceam și eu. Oare cine dacă nu altcineva decât la povești cu Jimmy? Deci eu zic că e destul de clar că m-a copiat, nu? Că se știe, doar eu am folosit corpuri de stickman până să facă Jimmy clipuri cu personaje care au corpuri de stickman. De fapt, nu doar că eu le-am folosit și nimeni altcineva, ci ba chiar eu le-am creat. Eu am inventat corpurile de stickman. E clar că Jimmy e doar un copiator. Unul la unul, uitați-vă și voi. 1 la 1, identic. Da, știu, sună caragios ce zic, de altfel e o inepție. Și la fel de caragios sună o mare parte din clipul altui creator de conținut din aceeași nișă cu Jimmy, și anume De Vorbă cu Deep, un creator de conținut novice care a postat clipul ăsta, plângându-se că la povești cu Jimmy, care e probabil cel mai relevant YouTuber român, îl copiază. Deci, o acuzație grea în industrie că îi copiază o poveste. Și nu doar asta, ci și stilul de a face clipuri. Plus că, pe lângă, a mai apărut alt YouTuber care l-acuză pe Jimmy la fel de plagiat. Deci o să pun pe masă și acest caz în clip, după ce vorbesc despre cel al lui Deep cu Jimmy, ca să cuprindem totul. Acum, până să abordăm problema asta, dacă Jimmy chiar a furat conținutul lui Deep, eu aș privi-o și din altă perspectivă, că s-ar putea la mijloc să fie o fixație greșită. Știu că De Vorbă cu Deep nu se sesizează aspectul ăsta important prea clar, deci e nevoie să-l menționez și eu tot sub formă de coincidențe, dacă tot repetă cuvântul ăsta în clipul despre Jimmy. Mi se pare coincidență remarcabilă, cum de altfel tuturor ni se pare, că despre la povești cu Jimmy se zice că îl copiază pe De Vorbă cu Deep. Deci, poate nu e clar, la povești, De Vorbă, pare că cineva a căutat sinonime la a discuta și a găsit la șuietă, la tac, la ale, De Vorbă și la povești. Și ca să nu fie evident, a ales varianta De Vorbă, că la povești cu Deep parcă ar fi prea pe față. Și râde coincidențe continuă, Deep pare că vorbește de multe ori la fel ca Jimmy, oarecum pe nas și cu același ton și inflexiuni forțate ale vocii. Bă, dacă l-ascultam eu pe Vijay acum 10 ani când a venit la mine și a zis: bă, Jimmy, hai să cumpărăm niște bitcoin. Acum probabil vă spuneam povestea asta din Bahamas, undeva pe o plajă cu un pahar de șampanie de câteva mii de dolari sticla lângă mine. Dar cum eu am zis: ce bitcoin, mă, vezi de treabă cu schemele tale piramidale. Acum vă zic povestea din București. Mă, nu știu de voi, dar eu am tendința să devin nostalgic când mă gândesc la adolescență. Pentru că să fiu al naibii de nu a fost totul super șmecher, fără griji, frecai duda toată ziua. Iar singura pretenție era să nu rămân corigent. Dar na, față de acum, în viața asta de adult, parcă se pune un nor negru de necaz peste tine. Nici bine nu treci de porțile maturității, că deja corpul tău cere la remat. Iarăși, o simplă coincidență, evident, este că Jimmy începe clipurile cu bă, spus într-un anume fel, fel prin care și începe chiar și Deep clipurile mai nou, doar că se adresează cu mă. Bă, se spune... Mă, nu știu... Bă... Mă, nu... Bă... Mă, cam așa... Știu, poate pare chiar pueril ce zic eu aici, dar știți ce e și mai pueril? Clipul lui Deep, în care îl acuză pe un coleg de breazlă de-a lui că încalcă a 8-a poruncă. Fiind fixat pe asta și venind cu un întreg arsenal de așa zise dovezi, că e identic ce a făcut Jimmy, când de fapt, vă zic eu, care lucrez la Ministerul Adevărului, nu este cazul. De ce? Haideți să vedem. Ia stai-mă așa, thumbnail-ul ăsta este identic cu al meu de la clipul prima întâlnire cu o pițipoancă. Puteți observa aici similaritățile destul de evidente, personajele sunt la fel poziționate, la o masă într-un restaurant, dar hai fie de la mine. Că apar două personaje la o masă, în restaurant, asta nu face identică miniatura lui cu a ta, ci e pur și simplu rezultatul faptului că la restaurante lumea stă pe scaune la o masă în timp ce așteaptă sau servește ce a comandat.
Știu, poate sună ieșit din comun, însă așa se procedează pe această planetă în aproape orice loc. Uite alt exemplu de miniatură, cam din aceeași nișă, veche de 7 ani de zile, în care personajele sunt la fel poziționate, tot la o masă, ce să vezi, într-un restaurant, că acolo se desfășoară acțiune. Și ba chiar au și o lumânare pe masă, la fel cum a ieșit în miniatură. Deci, care e concluzia? Altul care te-a copiat cu 6 ani de zile înainte să faci clipul, corect? Da, în lumea imaginară a lui Mickey Mouse. Apoi se pare total și din comun că amândoi în povești au cunoscut niște tipe pe social media, amândoi și-au scos cămășile din dulap și amândoi au plecat la întâlnire cu autobuzul. E atât de prodigioasă întâmplarea încât nu li s-a mai întâmplat și altor probabil 10 de milioane de oameni. Se cunoască fete pe social media, locul de unde pornesc majoritatea relațiilor, se poartă cămașe la prima întâlnire la restaurant, care e un articol vestimentar des purtat la ieșiri de genul, și se meargă cu autobuzul, un mijloc de transport pe care îl poți lua și la întors, mai ales dacă și consumi alcool și mai ales dacă nu ai mașină. Sau altă grămadă de motive, nu vine să cred că trebuie să îi argumentez asta. Acum să demontez aberațiile astea cu dovezi video. Ce-ar fi să vină acum și să zic că, de fapt, tu îl copiezi pe Jimmy? Uite ce ai zis. Amândoi înainte să plecăm la întâlnire, ne-am luat cămășile de sărbătoare pe noi. Culmea că și partea video este identică aici. I-am ciordit-o cămașă lui colegul de cameră. După bine, hainele de duminică. Bun, zice că partea video e identică. Deși doar arâncă cuvântul ăsta în discuție fără vreun temei real. Nu, nu e identică partea, dar de dragul discuției să zicem că e identică, da? Și zici că Jimmy a furat cadrul de la tine. Clipul lui Deep, ăla din care zice că a furat Jimmy, e din 9 mai 2021. Uitați și cadrul despre care zice că l-a furat Jimmy de la el, în noua lui poveste, de pe 3 mai 2022, deci la un an distanță. Acum, în povestea lui Jimmy de acum câteva zile, vedem cadrul, da? Însă nu este un cadru nou făcut de Jimmy special pentru clipul ăsta, ci este unul reutilizat. Jimmy l-a făcut cu mult înainte și l-a mai folosit chiar și cu un an și ceva în urmă, dinainte să posteze Deep acea poveste. Jimmy l-a mai folosit pe 7 aprilie 2021 și, din umilele mele cunoștințe, 7 aprilie vine înaintea lui 9 mai. Același cadru ca noua poveste, dar dinainte de povestea lui Deep în care zice că a copiat cadrul. Oare să fie cineva prea paranoic? Hai să demontăm și mai departe clipul. Dar lăsând toate astea deoparte, urmărind acțiunea poveștii, aflăm că amândoi am luat autobuzul spre întâlnire. Aștept transportul în comun și hai de la întâlnire. Apoi direct în autobuz. Te-ai dus cu mijlocul de transport în comun spre local? Și chiar și Jimmy? Ce ar fi să afli că el frecventa mijlocul ăsta de transport când se ducea spre vreun local, chiar cu mult înainte de a-ți deschide tu canalul de YouTube? Uite o dovadă, poți să găsești și mai multe pe canalul lui în clipuri vechi. Zi și făcut seara pe la 8 și ceva, mă îmbrac frumos cu hainele de duminică și ies în fața căminului unde mă aștepta Columb, zic. Ia zi, bă, Columbe, unde mergem? Bă, mergem în regie, un bar acolo cu biliar cu d-astea. Ne urcăm frumos în tramvai, apoi luăm metrou câteva stații și în final ajungem la barul de care... Ce să vezi, lui Dipi se pare la fel de ieșit din comun, că amândoi s-au minunat de restaurant, de meniu, de faptul că în loc de bere aveau vin în el, în restaurant, și că au comandat unul. Lucru pe care îl fac și îl constată 9 din 10 oameni care nu frecventează restaurantele prea des, mai ales dacă vin din provincie, cum zici și tu în poveste. Și mai ales, strict vorbind despre faza cu berea, să zice asta că de ce s-a minunat și Jimmy că restaurantul nu avea bere, când el e cunoscut pentru faptul că asta consumă de obicei în poveștile lui, iarăși mi se pare deplasat. Așa că ne-am luat câte o bere de la chioșc și ne-am așezat acolo pe o bancă în curtea liceului. În continuare, pur și simplu, continuă să descrie o experiență comună. Că uite, el s-a minunat de ce era în meniu. Și știți cine s-a mai minunat? Jimmy. Voi vă dați seama, două persoane se miră de ce se află în meniu unui restaurant în care n-au mai călcat. Și stați, stați, nu e tot. După ce s-a uitat peste meniu, știți ce s-a întâmplat? A venit ospătarul. Uite cum îl copiază. Deci a venit și la Jimmy ospătarul, cum s-a întâmplat și în cazul lui Deep. Nu se poate așa ceva. Doar stai să afle Deep că și ospătarul lui Jimmy a avut aceeași atitudine prietenoasă. Pe lângă asta, următorul cadru video este identic. Eu, Pițipoanca și ospătarul, tu cu Mihaela și ospătarul, toți fiind poziționați la fel. Cam multe coincidențe până acum, nu? Stai că mai am! Gândiți-vă că omul ăsta, de câteva zile, a controlat narativa asta, că Jimmy a furat povestea și stilul, că rămâne în umbra lui Jimmy pe nedrept, că e lipsit de apărare. Eu sunt un YouTuber mic, cu o comunitate destul de restrânsă. Practic, eu nu am voce, sunt efectiv lipsit de apărare. Având argumentele astea demontabile de la sine. Și publicul de copii impresionabili l-a crezut că, da, Jimmy a furat de la el, astfel câștigând capital de imagine în defavoarea lui Jimmy. Că, ia uite, are atâtea argumente, tip 29
nouă la număr. Ce dacă toate sunt fără noi, mă, cu excepția unuia sau maxima două? Până la urmă sunt multe, deci Deep are dreptate. Hai să arătăm cu degetul spre Jimmy și să strigăm hoțul. Plus, Deep, cadru identic nu înseamnă ce crezi tu că înseamnă. Uite un exemplu de cadru identic sau pe acolo. Nici măcar astea nu sunt identice, deși par. Cum sfintele a să zici că acest cadru al lui Jimmy e identic cu al tău și că personajele sunt poziționate fix, dar fix la fel, când ospătarul în cadrul tău e între personajele tale, iar la Jimmy în dreapta personajului feminin? Știu că publicul e ușor impresionabil, dar totuși, hai să nu mințim așa, evident. În continuare, las impresia că vrea să ne insulte inteligența, că în povestea lui el s-a dus la baie și a folosit telefonul și că Jimmy, în povestea lui, la un moment dat, a făcut la fel. E și din comun ce s-a întâmplat până aici, nu? Nu, Deep, știi ce era ieșit din comun? Să cunoști o altă formă de viață de pe altă planetă, să o comunici cu ea prin telepatie, apoi să te urci în prima rachetă spre planeta aia, să te vezi cu ea prin vreun crater, cumva să întreține și niște relații intime, ca după 6 luni de la întoarcerea pe planetă înapoi pe Pământ, să te trezești că spre planeta noastră se îndreaptă o capsulă și în ea se află un copil extraterestru, care în loc de unghii are alge și care e al tău și pe care îl botez eu gen. Și după să afli că și Jimmy zice că și lui s-a întâmplat fix la fel, doar că pe a lui l-a botezat marțianul. Asta înseamnă ieși din comun și că te copiază. Nu aberațiile spuse în clipul tău. Culmea, excluzând vreo 2-3 chestii, și eu am întâmplare similară. Și mai mult ca sigur și unii dintre urmăritorii acestui clip. Și după logica lui Deep, îl copiem, că e prea ieși din comun ce s-a întâmplat. Avem atâta internet, crezi că de pe el, fix pe tine te alegea drept sursă de inspirație sau de plagiat, când ar fi ușor de demonstrat că ar fi făcut asta și și-ar pierde din credibilitate? Firește că nu. Uite alt exemplu cu dovada video în față. Mai târziu, acțiunea urmează același traseu. Eu am ieșit afară și am fugit de la restaurant fără să plătesc, iar tu, culmea, ai ieșit afară cu Vasilica și ai plecat fără să plătești. Am ieșit pe ușă, du-te tare, frate, nu m-am mai... Așa că du-te, dică primul taxi al meu. După, amândoi am lăsat fata să plătească singură. Și uite așa am scăpat de nota de plată. Până-o pe Mihaela să se ocupe singur. Ce-ar fi dacă ți-a zice că Jimmy are un video vechi de 2 ani? În care a mai făcut aceeași chestie, a lăsat o tipă să plătească, făcându-se nevăzut de la fața locului. Bă, hai să ne spargem și să le lăsăm pe astea aici cu nota. Ne facem cu luăm ușor spre baie și apoi du-te, adică poți bugim afară. Vijai, tu mai rămâi o leacă aici, 10 secunde, așa să nu plecăm toți treodată să te prindă astea. Apoi, în a doua parte a clipului, Deep zice, deja vizibil iritat, că amândoi folosesc același efect de sonor și video. Și parcă e prea de tot, nu? Același efect video și același efect sonor. O lumină care se poate asocia cu divinitatea și cu un sound effect de înger. Panube din buzunar. Și anume, legătura cu divinitatea. Toată noastră cumva vrea să se revanșeze. Oare e același efect, pentru că este vorba despre lucruri similare în clip, iar dacă cauți green screen cu efect de rai și sound effect-uri de rai pe YouTube, primul rezultat din ambele e fix ăla pe care l-ați folosit amândoi, că v-a fost lene sau ceva să scrollați în jos? Oare ăsta să fie motivul? Eu în timpul poveștilor mele, când am un monolog, atunci când vorbesc eu cu mine în gând, pun vocea pe reverb și pe un background, adică pe fundal, alb-negru. Chestii pe care tu te-ai trezit să o faci după ce m-ai descoperit pe mine. Începea cu, ești prost. Deepule, gândește repede o replică ca să nu te faci de râs. Bă, prostule, taci dracu din gură că... Cum e posibil să te desenezi sursă de inspirație când cu mult, mult înaintea ta... Pe YouTube, Mișu și Ionica făceau fix ce faci tu, împacheta sub numele de condiția omului de geniu. Îți acordi mai multe credite decât ar trebui. Condiția omului de geniu. Aici avem același efect. Este un green screen. Un green screen reprezintă un clip. În majoritatea cazurilor free copyright. Îl poți folosi gratuit. Culmea că este fix același folosit de mine. Și acum probabil că ziceți, bă, Deep, dar dacă este free copyright, de ce insinuezi că te copiază pe tine? Păi simplu, sunt 1 milion de green screen-uri și efecte sonore moca pe net. Culmea că domnul Mihai le folosește strict pe ale mele. Toate adunate formează un stil, asociat cu capitolul 1, unde am adus dovezi că povestea lui este trasă la Indigo după a mea. Eu zic că este destul de clar că îmi fură și stilul de edit. Și se vede și la el, deși editează de 5-6 ani pe YouTube, este prima dată când folosește green screen-uri, pentru că nu știe să scoată culoarea verde. Calmează-te, ia un loc, ia o gură de apă, nu e sănătos să ne agităm așa, mai ales când n-avem de ce și mai presus de toate păcătuim mințind oamenii pe YouTube. E unul dintre cele mai populare green screen-uri, ăsta cu Wasted din GTA, la fel cum e și cel cu misiune trecută, tot din GTA, pe care Jimmy îl folosea încă din 2018. Că ai zis că acum câteva zile a fost pentru prima dată când a folosit green screen, că el nu știe să scoată, cum zici tu, culoarea verde. Uite un clip din 2018 de-a lui cu green screen scos. În fine, scăpaserăm. Planul era un succes. Da, e prima oară când scoate un green screen.
hoțul. Doar că am mai tot făcut asta din 2018 încoace. Deci, când zici că acum câteva zile a fost pentru prima oară când o faci, iarăși păcătuiești, mințindu-ți aproapele și făcându-i rău altui aproape. Până și vorba asta zici că a copiat-o de la tine, că e prea coincidență, când de fapt a folosit-o înaintea ta. De-a lungul timpului, fără să-mi dau seama, am creat o propoziție definitorie canalului. Și anume, să moare ce-am pe casă. Nu este ceva inventat de mine, dar este des folosit în viața de zi cu zi, în spirit de glumă. Dar ai luat-o până și pe asta. Să moară ce-am pe casă, dacă mint. Să moară ce-am pe casă. Și ai să moară ce-am pe casă. Te să moară ce-am pe casă. Să moară ce-am pe casă. Uite un clip de-a lui, de pe 17 mai 2021, în care zice vorba asta. Iar tu prima oară ai folosit-o pe 23 mai 2021, la nicio săptămână distanță. Nu mai bagi în viața ta la păcănele. Dă-o buz bine, jură-te. Dă-o buz, mă jur, să moară ce-am pe casă. Să... Bună ziua, biletele vă rog, să moară ce-am pe casă. Până pe 23 mai 2021, tu ai urcat pe canalul tău 11 clipuri. Le-am verificat două persoane și ne-am găsit urmă de vorba aia și sunt slabe șansele să ne fi scăpat printre degete. Brusc, după ce pe 17 mai a zis-o Jimmy, în următorul tău clip, pe 23 mai, o folosești și tu și de atunci ai tot folosit-o. Și acum vii și l-acuzi pe Jimmy că de fapt el a luat-o de la tine, nu invers. Că știi cum e, te inspiri de la unul, iei o glumă, o vorbă, ceva, până în punctul în care ți se pare că de fapt treaba e invers, că ăla te copiază de fapt. Și rămâi fixat pe asta până răbufnești pe din afară și strigi în gura mare, hoțul, arătând spre el. Și de la asta... Jimmy a fost primul, dacă nu mă înșel, în România, care a făcut tipul ăsta de content. Este destul de clar că omul este absolut genial și-l admir. Dar ceea ce fac eu nu se numește copiat sau plagiat, pentru că am alte imagini, altă melodie de fundal, alt personaj și alte povești. Să ajungi să zici ce ai zis în ultimul clip, nefondat, că doar ți-am demontat inepțiile din el, mi se pare trist. Nu știu dacă a fost o ieșire voită sau nu, gândindu-te că ai posibilitatea de a te afirma și mai tare, trăgându-l pe Jimmy în jos și încercând să pui atenția pe tine, dar la sfârșitul zilei tu ai pierdut. O să rămâi sub povara propriei importanțe pe care ți-ai dorit-o, doar că va fi una neplăcută și tu de acum încolo vei fi la celălalt capăt al degetului. Cât despre povești de 2 lei, celălalt tip care a ieșit în față și l-a arătat pe Jimmy cu degetul, căci că și lui a furat povestea, când tipul ăla urmărea tot ce posta Jimmy și cum am văzut povestea, mi s-a părut foarte similară cu a mea, că m-a copiat. De ce zic asta? Pentru că în ambele povești se câștigă o sumă de bani pe jackpot, patronul refuză să plătească invocând motivul că nu avem 18 ani, se creează un conflict, iar în final sunt sparte două geamuri. Poate nu pare mult, dar asta e toată acțiunea poveștii. Same story. Inițial avea mai multe de zis și în cazul lui, dar adevărul e că nici nu merită să-ți bați capul. E doar paranoic. E în contemplare la fel de generică precum cea lui Deep. Acum un an, când lumea i-a zis prin comentarii că și Jimmy a făcut o poveste cu păcănele, zicea că e mândru că poate să-l inspire pe Jimmy. Deși, v-am zis, nu e cazul. Iar acum îl arată cu degetul și bate obrazul. Ce chestie, nu? Să-ți măcelărești cuvintele în picioare pentru încă o bucată de atenție. Destul de urât ce au făcut amândoi, mai ales venind toate astea din partea unor clone.